Un an de muzică. A trecut fix un an de când m-am apucat de rap și nu dădeam rime doar când eram atrafoxat. Chiar atunci a fost și MC Battle un concurs. Mulți îmi ziceau, man, ești blană de urs. N-am avut totul de la început, frate. Știi că încep cu greu și îl lași în spate. Sper să vă placă ce fac acum, lăsați în urmă tot cum mă compor. Păi dacă vroiam, tu erai de mult mort. Adică ce mai bun e păstrat la sfârșit. Ești tâmpit, știi că înainte nu puteam să rup acest beat. Hai că merge ecoaie super bine, fii atent cum îți dau atentate de rime. Albine direct în mulțime. Nu am fan sincer, mă doare în pulă. Știi, nu trebuie să fii fanul meu să-ți iau mâncarea de la gură. Mai bine stai în banca ta, trecut un an. Și poate că nu sunt bun, dar îți bun pe Maidan. Rap-ul pe mine n-are cum să mă omoare. La mine dacă-mi bag la microfon toată lumea sare. Urmează concerte, evenimente, multe creații. Sper să veniți la ele, se vor petrece senzații. Am învățat în anul ăsta de muzică să respect, că altfel niciodată nu o să ajung perfect. Am cunoscut lume frumoasă și sunt mândru. Și am trecut prin anul ăsta exact cum trece vântul. Cuvântul am avut și trupă a fost și aplaudat. Și rime când am avut de fiecare dată le-am dat. Nu m-am abținut niciodată de la nicio treabă. Și când era vorba de fugit, fugeam doar de gardă. Cypher-uri battle în aer liber au fost organizate. Pace pentru omul Hâțu Iureș, multă sănătate. Să ne punem iar pe picioare și să ne întâlnim. Că de mult în grupa cea veche vreau să ieșim. După vreo 2-3 luni de muzică am scos și prima piesă de mine. Nu avea logică și niciun căcat și nici măcar două rime. După 4-5 luni mi-am dat seama de fapt cum se fac și versuri bune. Și ca lumea am băgat în rap. Viața te duce pe o cale bună, mai bună când dacă alegi. Că dacă vrei să rămâi aici și să stai printre bregi, hai coaie măcar respect și să ridici și tu mânuța. Când bagă cutul la microfon aude chiar și măicuța. Că totul e basul și nu e niciun cutremur de gradul 1. Dar când te duci ce muzica în timp aș, știi că e numărul 1. Și m-am dat și de belele și pentru mine e greu. Până am dat de baxi și a realizat că-i fratele meu. Am făcut trupă cea mai tare pentru noi cu suflet. Am muncit, n-o vis pe nu moare și nici nu o să moară. E inedit, va fi bine. Așa că vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Vă iubesc, sunt Budo și semne și dau chiar dacă sunt mort. Dacă sunt mort niciodată. Vă mulțumesc.